Un cetățean sârb de 47 de ani a ajuns la spital după ce autocamionul în care se afla ca și pasager a ieșit de pe carosabil și a lovit un pom. La fața locului au sosit pompierii din Scornicești și au intervenit cu autospeciala pentru descarcerări grele. Tirul care tranzita pe drumul național 65 a ieșit de pe carosabil din cauza unor defecțiuni la sistemul de direcție. În autocamion se aflau doi bărbați, ambii cetățenii sârbi. Pasagerul în vârstă de 47 de ani a fost găsit încarcerat în cabina tirului, dar conștient. Bărbatul a fost transportat de urgență la UPU Slatina. Din fericire, șoferul nu prezenta urme vizibile de traumă și a refuzat transportul la spital. Polițiștii continuă acum cercetările pentru a stabili cum s-a produs accidentul. În cauză s-a întocmit un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.